Cernăuți, da. Sau mai avem o sârbă de la, să spunem, ca să nu greșesc, din zona Berchișeșului, chiar, sau, nu știu, poate Cornulugii. Faptul că și vornicii, cei tineri și druștele adoră câteodată lucrul acesta. Era pe timpuri, acum mai nou, Amorescu. acum se cântă sârbă, de exemplu, una modernă, una Atunci modernă, ca să spunem, chiar modernă, dar tot ușurică, înțelegătoare pentru lume. Este o melodie ardelenească, dar transpusă în dar sârbă. nu-i vieci, mai multe floritori, cu atâta iese mai frumoasă. Dar și cei din Gâtinii trebuie să știe treburile astea. Sau alta care era o sârbă foarte frumoasă, care o cânta și Bădița Mucea și chiar a cântat-o cu el. zi, O melodie frumoasă, dar încurcată rău. Trebuia... Da. Zi-o.